de fișat de vreo 66, care am închiriat la drumul și poze. Bulldozer trăgea mașină la Clobota. Deci pe aici unde se toarnă asfalt era păduri. Deci în prima casă era depozitul de lemn. Da, și acum văd că s-au construit case. S-au construit case. Și acum cu asfaltul altă civilizație. Păi mai bine, mai iasă omul, mai e. E noroi, cum era înainte. Aluată. Cum vă numiți, stimați domn? Măriuță Ivan. Măriuță Ivan. Thank you.
comentați că primăria pune asfalt pe strada dumneavoastră, aici în Hermeziu, un sat îndepărtat de centrul comunii? Noi suntem mulțumiți pentru că a făcut un lucru extraordinar. Acum să-i mulțumim la domnul primar, la doamnă Vici, întreaga conducere de la primăria Trifești. Noi le rămânem mulțumitori pe tot restul, cât om trăit de acum înainte. Sigur, e un grad de civilizație acum, numai absolut. Cum era înainte era șoseaua? Era un dezastru, era pericol, ți era greață să ieși până la... la un erbaroc sau undeva, da. Unde pleca era pericol, știi? Plus că atâtea rudi vin cu mașina până la dumneavoastră. Foarte, foarte bine ce-au făcut și îi mulțumim pentru faptele astea bune care le-au făcut până în prezent. Cum te vă numiți, stimate domn? Tăbăranul Vasile.